Sando este calculat când vine vorba de sezonul viitor, pe care îl vede mai greu decât cel pe care a trecut. Nu are ca obiectiv titlul, dar echipa trebuie să prindă play-off-ul, adică să se claseze în primele șase la finalul sezonului regulat. Acest lucru înseamnă în proporție de 80% participarea în cupele europene. Trebuie să fim realiști, nu trebuie să visăm cu ochii deschiși, pentru că totuși ca să te bați la campionat îți trebuie și o experiență în cadrul grupului, îți trebuie o omogenitate și mai mare, dar cred că pentru acest campionat, în prima fază, obiectivul nostru trebuie să fie clasarea pe un loc care să ne permită accederea în play-off. Tehnicianul oltean a mai spus că este posibil să mai vină la echipă jucători valoroși, dar că există și o problemă. Lotul este acum prea numeros, iar din sezonul viitor liga a redus numărul de jucători la 25. Fiecare club are strategia lui. E adevărat, ca antrenor îți dorești ca toți jucătorii pe care contezi în timpul campionatului să-i ai încă din perioada de pregătire. Dar trebuie să recunoaștem că nu suntem în Anglia sau în Spania sau în Germania ca să fie totul pus la punct din toate punctele de vedere. Cel mai bun fotbalist din sezonul trecut, Pablo Brandan, ar putea părăsi Craiova. El inițial își dăduse acceptul, după aceea am înțeles că a mai apărut o ofertă foarte avantajoasă și din China pentru el. Asta e situația, până la urmă jucătorul hotărăște, nu poți să iei un jucător cu forța. Pentru sezonul viitor, CSU are un buget de 5 milioane de euro.